Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Este o mare bucurie astăzi să o am invitată pe Deodora Enache. A venit la Cluj cu un concert care se numește All About Joy. Bine ai revenit la Cluj și bine ai venit în emisiune. Cum s-a născut acest concert despre bucurie? Cum i-ai întâlnit pe muzicienii cu care vei fi pe scenă? Bine vă regăsesc, bine te regăsesc. Mă bucur să fiu din nou la Cluj. All About Joy este un proiect nou. Muzicienii cu care colaborez sunt Călin Grigoriu și Joca Perpignan. I-am cunoscut pentru proiectul cu care am venit anul trecut și proiectul meu de suflet, Profetul, după textul poetului Cahril Gibran. A fost un mare succes la Cluj și peste tot de altfel. Și atunci am făcut o selecție a muzicienilor, am avut și muzicieni aduși din străinătate și am avut nevoie și de muzicieni români și atunci l-am descoperit pe Călin Grigoriu și pe Alex Arcuș și pe Ana Cristina Leonte și Joca Perpignan era percuționistul. Este brazilian, care locuiește în Israel. Și pentru acest proiect am restrâns un pic formula și l-am ales pe Călin, chitară, și pe Joca, percuție. Ce vom auzi la All About Dar Joy? Ce nu vom auzi? Am fost întrebată de ce All About Joy, de ce Joy, de ce... Pentru mine scena este foarte, foarte... strâns legată de viața mea privată. Da? Deci nu este altă viață, nu este o dualitate. Acum sunt pe scenă, acum sunt... Ce se întâmplă pe scenă se poate vedea și în sectorul privat. Este o căutare foarte mare acum către cunoașterea interioară, către această imensitate interioară care ne înconjoară și care ne inundă și de care depindem cu totul. Și ai găsit bucurie în căutarea asta. În această căutare găsești bucuria. Găsești pacea interioară, găsești bucuria, găsești iubirea necondiționată. O găsești, uneori o cauți tot timpul, de fapt. Asta este poate misiunea noastră în această viață, să ne amintim că asta trebuie să facem, de fapt. Cel puțin așa cred eu. Să-mi amintesc că există bucurie și o trăim și există iubire și avem datoria să o dăruim. Și dacă aceasta este preocuparea, atunci a trecut și pe plan muzical și am început să gândesc piese în sensul ăsta și să compun muzică și să fiu inspirată de anumite piese care mă duc în zona aceasta. Și muzica devine... și mai ales muzica de jazz, devine un vehicul prin care pot să exteriorizez tot ceea ce gândesc și tot ceea ce simt. Vreau să te rog să ne întoarcem puțin în timp și să îmi povestești un pic despre cum a început dragostea ta pentru jazz și bucuria de a cânta jazz. Știi cum e? A început de parcă n-ar fi fost niciodată în altă parte. Fără să știu, nici nu știu cum am trăit atâția ani. Eram studentă la... am spus-o de multe ori și de fiecare dată o spun altfel, că mă inspiră cel care mă întreabă și acum se creează o altă poveste îmbrăcată altfel. Eram studentă la Iași, la matematică, îmi plăcea matematica și... Cântam la chitară, deci nu aveam educație muzicală, nu primisem o educație muzicală, că așa a fost. Și nu știam absolut nimic despre jazz, adică nu numai că n-aveam cultură muzicală, jazzistică, sau nu știam ce e asta. Dar ceea ce făceam eu era jazz, deci dacă astăzi m-aș fi putut înregistra atunci, îmi compuneam cântece și versuri și muzică și le recântam și le reîncantam și iar de fiecare dată era altfel. Și era așa o traumă că nu mi-aminteam niciodată piesa inițială, adică mereu se schimba. Era jazz. Și apoi printr-o întâmplare, că totul e întâmplare, la un moment dat miracolele vin prin întâmplări, mi s-a spus,
asta este jazzul. Și am rămas, știi, ca în fața unui trăsnet. Deci din clipa aia s-a schimbat totul. Și nu sunt cuvinte mari. Din clipa aceea totul s-a schimbat, s-a reprioritizat. Și a devenit marea mea pasiune. Pasiune, orbire totală. Știu că ai povestit foarte frumos într-un TEDx că e vorba de acele clipe de nebunie când îți schimbi viața și alegi ceva și spune că sigur că ai renunțat la multe lucruri, dar nu simți că a fost o renunțare, ci că a fost un drum pe care nu puteai să-l alegi altfel. Acum, privind în spate și fiind întrebată și trebuind să povestesc, mi-a dat seama și sună așa că am făcut exact ceea ce a cerut interiorul meu. Am fost foarte conectată întotdeauna cu interiorul meu. Adică foarte rare momentele când n-am știut ce să fac. Lucrurile mici sunt foarte dezorientate și nu știu să aleg roșu, verde, alb, ce mănânc, ce... Dar la lucrurile mari am știut întotdeauna. Nici n-a fost nicio secundă de gândire. Am zis asta fac și asta am făcut. Și... Ai ales foarte bine. Spune-mi care au fost întâlnirile care ți-au marcat viața și cariera, pentru că la tine nu diferă. Spune scena de viață. Mă gândesc, bineînțeles, la întâlnirea cu Johnny Răducanu, care spune despre tine că tu cânți pe viață și pe moarte. Îmi place foarte mult expresia asta. Da. Așa a fost întâlnirea noastră. El a simțit asta, pentru că eu nu o exteriorizam. Poate publicul știa asta și... pentru că încercam să fiu profesionistă, da? Să fiu profesionistă, să fac ceea ce trebuie, să învăț, să recuperez, să... Și de fapt ființa mea urla după exteriorizarea asta. Era așa o luptă între interior și exterior, încă nu găsisem așa o cale de mijloc și o pace. Mă luptam foarte tare, mă luptam și aveam o ambiție foarte mare și... Din cauza ambiției astea, de multe ori rezultatele erau pe jumătate pe cât ar fi trebuit să se vadă. Și Johnny a știut asta. Cred, poate a fost singurul care a știut asta. Și a și intuit, pentru că eu nu puteam să vorbesc despre asta. Eu trăiam pur și simplu. Și el vedea de multe ori că la repetiții erau niște momente excepționale și apoi deodată pe scenă nu mai cântam cum știa el și începea să... El era un impulsiv și striga, cântă, dar eu vreau să cânt. Da, foarte multe momente și frumoase de altfel și... pentru mine Johnny a fost o lecție, foarte mare lecție. Am învățat foarte mult, foarte mult. El nu era un profesor, adică jazzul nu se învață. Jazzul nu se învață și nu era nici un teoretician cu care să poți discuta, să-mi spună pattern-uri și uite așa. El nu, el era, avea flacără, o trăia și dacă o percepeai, o percepeai. Și dacă nu, nu. Și dacă nu, dacă încercai să analizezi din punct de vedere mental, și acolo erau foarte multe vorbe. Dar el a fost un mare artist și am învățat multe lucruri, mai ales din spatele scenei. Era foarte modest. Și mereu spunea că eu țin cu un Vinci. Modest și sensibil, da? Și în același timp ardea tot ce era în jurul lui. Știi, ca un copac imens sub care nu crește iarbă. Iar eu eram și eu flacără. Deci, și era o suferință foarte mare pentru că nu aveam loc. Pe de altă parte, învățam foarte mult. Au fost foarte multe momente când am vrut să fug și să îmi găsesc eu calea și am și făcut-o până la urmă. Dar el a rămas în conștiința mea. Și cu cât trece timpul, poate n-am realizat atunci și cu siguranță n-am realizat atunci, dar cu cât trece timpul, cu atât îl simt mai mult mai prezent. Parcă de acolo, de undeva, este în continuare cu mine și simt asta. Deci nu sunt vorbe. Și mulțumesc! Frumos. O altă întâlnire importantă în viața ta a fost cu Doina și ai reușit să faci Doina să sune foarte bine și să fie iubită și de publicul din afara României, unde să spunem că ar fi avut o relație mai apropiată cu ea.
Cum, dar Doina nu e, nu e cunoscută și mi-am propus asta pentru că am descoperit-o pe Maria Tănase și am descoperit-o pe Maria Tănase după ce am descoperit jazzul, da? Deci jazzul a fost, cum ar veni, limba maternă. Și de acolo... Și de la Maria Tănase, în mod special, Doina. Nu altceva, Doina. Pentru că acolo era o forță, am găsit că e ca o intrare într-un portal, știi? Cântând Doina, nu mă mai gândeam la filonul românesc și la... Deci cântând Doina era așa o intrare magică și mă ducea, parcă mă teleporta în rădăcina mea. Rădăcina mea care, atenție, nu mai era, adică mult și sub rădăcina românească, da? Deci rădăcina aia în care am văzut că rezonăm cu toții în momentul de iubire, de bucurie, de concentrare, de focusare. Și am început să fiu atentă la asta și să văd că pot intra în aceeași zonă cântând Doina cu alți muzicieni care habar n-aveau despre Doina sau despre muzica românească și îi simțeam că vibrează și pulsăm împreună în același spațiu. Asta a fost o descoperire foarte, foarte importantă pentru mine. Poate atunci mi-am conștientizat acea adâncime. Și de acolo nu mai e nimic greu. Știi? Nu mai e greu, parcă totul vine ușor. Vine ușor și vine ușoară și comunicarea și accesarea anumitor informații. De acolo mult mai ușor improvizez schetul acesta din jazzul. Mult mai ușor vine sau am găsit rifuri africane sau mult mai ușor cânt o arie de Bach. Da, pentru că toate sunt acolo. Și mult mai ușor înțeleg oamenii și... Da. Ai pomenit de Africa și mi-amintesc că s-a scris despre tine că ești o voce neagră într-o piele albă. Uite că se leagă lucrurile. Da, am simțit asta întotdeauna. Am simțit asta de când am ascultat prima oară Mahalia Jackson. Am simțit clocotul acela interior. Și am rezonat întotdeauna cu durerea și cu suferința. În sufletul meu simt asta foarte, foarte puternic și se manifestă în muzică, poate și de aceea și Doina, pentru că și Doina, ca și gospelul și bluzul, sursa de inspirație a fost durerea. Dar știi ce e? La început era durerea. Știi? Durerea care mă inspira și o cântam și oamenii simțeau asta și rezona cu durerea lor. Acum am realizat că pot să alchimizez durerea. Asta nu numai prin muzică, știi? Asta lucrând și cu viața mea particulară și în viața mea privată. Și merg la fel. Nu mai este o durere care rămâne acolo, este o durere care transcede și se transformă în bucurie. Bucurie și nici nu mai știi lacrimile dacă sunt de suferință sau de bucurie. E zona aia în care nu se mai face diferența. Și muzica ajută foarte mult la asta. Știi? Și poate asta prima oară am văzut-o, dar n-am conștientizat-o în muzica negrilor. Da? Asta făceau sclavii pe plantații. Cântau din durere și ajungeau și dansau în biserici. Am fost în New Orleans, mă întrebai de întâlniri și am stat acolo o perioadă și mergeam duminica în bisericile negrilor. Eram singura albă și vedeam, așa cresc copiii, deci preotul începe să vorbească despre Dumnezeu și la un moment dat vine o vibrație și începe să dea din picioare și să cânte și să... Și copiii asta văd și apoi se țin toți de mână, au ajuns acolo, se țin toți de mână și plâng. Nu știu lacrimile alea de unde vin exact, dar cu siguranță vin din adâncimea aia care unește. Ce se întâmplă în Atanor, că vorbeai de alchimie? Cum se transformă durerea în bucurie atunci când cânți? Nu știu. Nu știu. N-am răspunsuri la toate. Dar dacă mă întreb și mă gândesc, cred că cântând se intră în zona aceea. Nu tot timpul. Deci, atenție, nu tot timpul, altfel aș fi o maestră și n-aș mai fi aici. Aș fi luat zborul de mult și...
se întâmplă câteodată. Se întâmplă câteodată, dar dacă ți s-a întâmplat odată, devine ca un drog. Adică vrei aia. Vrei. Și dacă vrei aia, nu vine. Da? Deci trebuie să fii atât de curat și de pur și de senin și să nu vrei nimic, ci doar să fii. Și cântând și simțind și ceilalți colegi făcând același lucru, ne ducem toți acolo. Și în zona aia, acolo e bucuria. Știi? Acolo e bucuria. Și prin bucuria alchimizezi. Și atunci nu te mai gândești și nu mai amintești ceva sau o experiență care doare. Deci celebrezi viața. Și viața e cu tot ce ți-aduce. Știi? Viața nu e numai fericire. Nu e numai bine, numai roz. Uite-te și la frunzele care sunt acum. Și la... Asta e viața. Vine și anotimpul norat și totul e acolo, dar e o acceptare și o seninătate. Thank you.
cum simți tu legătura cu publicul? De obicei reușești să transmiți și, cum spuneai că se întâmplă în bisericile negrilor, la fel se întâmplă și la concertele tale. Oamenii sunt transfigurați, adesea simt că intră în legătură cu tine foarte puternic. Simți și invers energiile astea? Te ajută și pe tine? Mai spune, mai spune prima parte. Îmi place să aud asta de... Să aud că publicul... Da? Am fost la multe concerte de ale tale și așa am văzut că se întâmplă. Ce frumos! Asta simt... Cred că ce simt ei și ce simte publicul, simt și eu. E așa o energie care circulă, e ca în artele marțiale. O trimiți, vine și crește, și crește, și crește. Și... E o călătorie interioară. Am avut acum de curând un concert în Germania și au anunțat un concert de jazz și publicul din Germania încă e nou pentru mine. Da? Acum îl ne cunoaștem. Și nu știam exact și nu știam ce așteptări au de la mine, ce vibrații au. Și am și spus, asta nu e un... Adică ei îl numesc un concert de jazz. Am avut curajul să spun asta și așa am început. Eu l-aș numi un ritual. E un ritual, e o călătorie interioară. Așa ne cunoaștem. Eu înțeleg ce simțiți voi și se creează o călătorie împreună. Știi? E o călătorie a noastră. Spre noi. Spre, eu știu, e o călătorie în noi. În noi, cred. În noi este. Spuneți-mi cum vă pregătiți. Cât durează repetițiile, cum lucrați împreună. E multă improvizație în concert, dar lucrurile sunt și așezate într-un fel. Cum se întâmplă lucrul împreună? Și tot timpul te-am văzut cu alți muzicieni. Cum relaționezi cu ei? Cum simțiți că e bine ce faceți împreună? În primul rând este munca individuală. Deci fără asta nu există. Nu poți să mergi dacă nu, să te întâlnești, pentru că este o colaborare, este o cooperare bazată pe respect și pe iubire pentru această muzică. Ori nu poți, dacă nu-i dedici timp și energie și nu o iubești, n-ai ce căuta acolo. Dar se simte asta. Deci toată lumea simte la fel și respectul ăsta și profund către ceea ce facem, pentru ceea ce facem. Deci fiecare muncește, fiecare își desăvârșește tehnica. Eu dau foarte, foarte mare... N-am dat importanță atât de mare la începuturi, dar acum dau foarte mare importanță vocii. Și nu pentru că sunt o perfecționistă, ci pentru că vocea devine instrumentul prin care poți să zbor. Știi? Ca și cum vrei să zbor și îți alegi o mașină sau un vehicul. Un vehicul după cât vrei, pe unde vrei să ajungi. Și atunci... N-aș putea să îndur, să doresc să exprim un sentiment și să nu pot cu vocea. Și vocea mea trebuie să fie, să aibă puteri infinite, adică să pot să mă duc cu ea și unde doresc, pentru că nu o gândesc în clipa aia. Știi? Adică nu-mi propun pe partea asta, acum este acut și pe partea asta cobor. Nu, deci se poate întâmpla să fie brusc o trecere de la un sunet foarte înalt până în rădăcină și dacă nu sunt pregătită tehnic pot să-mi pierd vocea, de exemplu, cântând așa. Și atunci lucrez. Și cât de des lucrez cu vocea ta? Am un profesor pe care îl iubesc și îl admir foarte mult și care este o valoare a României, profesorul Dan Priscornic de la Iași. Și ne întâlnim cu regularitate. Asta în ultima perioadă. Ne întâlnim și și cizelăm ca brâncuș cu piesele, știi? Doar aș putea cânta și fără asta. Și fără... Aș putea cânta, deci nu e o provocea, răspunde. Dar pentru finețurile astea trebuie foarte mult timp dedicat. Plus, eu mai am nevoie și de zona mea de pace interioară și de practicile mele și care mă ajută să intru mai ușor. Să intru mai ușor. Care nu se întâmplă întotdeauna, pentru că pentru un concert trebuie să lucrezi mult și să multe lucruri, ai o echipă cu care lucrezi și se întâmplă multe și dar
Se poate. Și revin la întrebarea cu lucrul în echipă, fiecare deci își pregătește. Eu gândesc, am început să-mi gândesc foarte mult concertele, adică să pregătesc piesele, și regia, și scenariul, și tot ce se va întâmpla. Acum am început să-mi pregătesc eu. Pentru că nu mai e un simplu concert, ci e o lucrare acolo. Și mă simt foarte bine cu asta și îmi place să fac. Și apoi avem o repetiție, două, poate, trei. Cu Călin Grigoriu am descoperit lucrul acesta în echipă în ultima perioadă și ne-am întâlnit mai des. Și am împreună am găsit căi, soluții, aranjamente. E foarte frumos să ai timp să lucrez cu un coleg. Până acum n-aveam, cum ai spus, mă întâlneam cu foarte mulți muzicieni și nimeni n-are timp. Ia un avion, sosește azi, cea mai fericită situație, ai câteva 5-6 ore înainte de concert. Dar ca să pregătești așa și să pigulești și să migălești fiecare... Acum am avut ceva mai multă vreme. Mă bucur să văd asta. Înseamnă că va fi ceva cu adevărat special. Doamne ajută, da. Spune-mi, te rog... Atunci când au fost momente mai dificile, nu știu, puncte de cotitură, provocări, nu mă interesează cum au apărut, mă interesează cum ai reușit să treci peste ele. Eu nu cred că există viață fără cotituri. Nu există nimeni. Pentru că din asta învățăm. E școala noastră aici. Și poate în prima fază sau în primele minute sau depinde cât de norocos ești să-ți dai seama cât de repede, n-ai decât de învățat. E o școală, eu așa cred, e o școală în care trebuie să ne amintim. Noi venim aici, mă uit la copii, încep să uite tot. La început știu tot și apoi uită. Și apoi trebuie să ne chinim să ne amintim, să ne reamintim de ce suntem aici, cine sunt eu. Ce doresc eu să fac cu viața mea? Și asta cere mult, foarte mult. Nu poți să zici asta la 20 de ani. Știi? Adică eu nu știu. Sau cei care sunt așa de norocoși încât să aibă pe cineva să-i ghideze și să afle la 20 de ani. Wow! De ce? Dar noi toți ceilalți trebuie să învățăm din greutăți. Știi? Și ne redresăm și mai primești câte o... Pac! Aici, dar e cu bucurie. Știi, nu ne vin lecțiile, nu ne urăște nimeni. Medicamentul e un pic amar uneori. E totul e cu iubire și dacă realizezi asta și în mijlocul unui eveniment, îți dai seama ce am eu de învățat din asta și cum aș vrea eu, și încep să colaborez, nu să încep să numai să acționez și să reacționez tu singur, să-ți dai seama că nu ești singur și voința ta face parte dintr-o voință mare și să încep să lucrezi în echipă e... Dar e greu. Greu și mai vin câteva, unul mai mic, unul mai mare, unul foarte mare, unul imens. Uneori pierzi. Se pierde bătălia. Și asta e adevărat. Dar nu sunt numai lucruri de genul acesta, sunt și bucurii. Ce te face pe tine fericită și de unde vin bucuriile pe care o să ni le cânti? Sunt All About Joy. Dar sunt bucurii, viața e plină de bucurii, de la... bucuria lucrurilor mărunte, bucuria lucrurilor de zi cu zi, bucuria unui sărut, bucuria unei întâlniri, bucuria unei regăsiri, bucuria naturii, bucuria familiei, bucuria iubirii. A muzicii. Bucuria muzicii. Muzica ajută vehiculul ca să pot exprima toate astea, da? Bucuria de a fi. Bucuria de a tăcea, bucuria de a mânca, bucuria de a nu mânca, bucuria de a dormi, bucuria de a fi treaz, bucuria de a te trezi. Totul aduce bucurie. Bucuria de a-ți da seama că ești și ființezi. Bucuria de a ajuta, bucuria de a înțelege pe cei care sunt în nevoie într-un moment și bucuria de a-i ajuta să treacă peste asta. Poți să-ți găsești bucurie și din muncă nebună și din nesomn și din lipsuri și
sunt într-adevăr și lucruri foarte dure pe pământ și grele și acolo știu. Dacă putem să conștientizăm bucuria, e un dar, e motorul nostru. Johnny spunea, atunci nu înțelegeam, zicea, fără bucurie ești nimic. El era așa într-o perioadă când își pierduse un pic curajul și încrederea și se simțea rău. Și mi-l amintesc așa cum stătea cu țigara și printre rotocoalele alea de fum. Zicea, dacă nu e bucurie... Eu aveam 20 de ani, deci nu înțelegeam de ce zice așa. Totul era, mergea. Da. Bucuria e motorul nostru. Spune-mi, te rog, tu ești într-o veșnică călătorie. Te plimbi de la Cluj, la București, la Frankfurt. Cum se simte jazzul în toate zonele astea? Și aș vrea să te întreb cum ai definit tu muzica ta. S-a spus că este etno-jazz, altfel, cum i-ai zice? Dacă o definim și-a pierdut toată, toată strălucirea. Deci, clar, sunt fascinată de muzica de jazz. Da? Și acum, deci când ascult și sunt piesele alea din repertoriul clasic de jazz, e iubirea mea. Da? Dar am simțit că mă duc mai mult, am mai multă nevoie de explorare și mai mult de atât. Pentru că viața m-a făcut să caut, da? Și să descoper și alte zone și să... Din Doina m-am dus foarte clar în etno-jazz, da? Dar nici asta nu e etno-jazz muzica mea. Și nici jazzul nu e muzica mea. Și nici... e muzica mea. Uite, da? Ce frumoasă definiție. E ceea ce pot eu acum. Nu știu ce o să fie peste un an. Pentru că sunt în continuă descoperire. Nu știu. Îmi place ce fac. Îmi place foarte mult. Și descoper și explorez. Și îmi place... Acum l-am descoperit pe Enescu, de exemplu. Pe Bartok. Nu știu ce o să fie asta. Deci o să merg mai departe și pe zona asta. Pentru că tot ce iubesc, vreau să cânt. Știi? Adică nu vreau, dar... Se întâmplă. Așa mă manifest și atunci ies tot felul de proiecte și diferite și chiar mi se reproșează uneori și mai ales printre prietenii mei care mă susțin și care îmi urmăresc cariera, că nu sunt în stare să duc un proiect. Normal, faci un proiect și te duci și îl promovezi și îl crești, îl plimbi prin... Nici nu trece o lună și mă gândesc la altceva. Am înregistrat cu Benny Rietveld și cu percuționistul și bateristul și jumătate din trupa lui Santana la Las Vegas. Și am înregistrat un disc, am stat acolo 4 zile, am terminat, da, și eram în avion și eram obosită, nu dormisem, că unii așa de emoții și da, așa m-am manifestat. Mi-era un pic frică, ce-i drept. Eu când am intrat în studio la unde înregistrează Celine Dion și trupa lui Santana și n-am mai dormit nopțile, deci 4 nopți acolo n-am dormit deloc și când am în fiecare... N-am închis un ochi și pentru vocea asta e... Nu-i bine. Nu deloc. Și eram obosită, nici măcar pe avion n-am putut dormi și au început să-mi vină... Am început să cânt, mi-am scos telefonul și am început să înregistrez. Atunci a venit incantația. Deci peste... Asta era în martie, în iunie înregistram cu Teodosii Spasov discul de la Bartok. Nu ca și vrut, puteam să mă odihnesc, nu? Nu, așa a venit. Și vin repede, foarte repede, unul după altul. E o perioadă foarte creativă. Mă bucur. Nu sunt un manager, deci să știu să-mi dezvolt proiectele. Eu vreau să cânt și restul... Se întâmplă că multă lume mai dau interviuri sau cei care află și proiectul ăsta și cu Stanley Jordan și cu Teodosii și Bartok. Dar noi nu știm despre asta. Ar trebui să știe lumea. Nu mai e treaba mea, deci nu știu. Eu fac asta. Dar nu știu când, cum, da. Deci... Acum în februarie o să am înregistrare la Frankfurt. E un proiect cu totul. N-am voie să zic încă despre ce e vorba, okay. Dar cu totul nou, cu totul altă muzică și altceva.
Te abia aștept. Te abia aștept să termin acum, că tot ăsta e proiect foarte nou. O să-l tot cântăm, deci cântăm. Joy, bucuria se cântă și este pretutindeni cu noi. Cu cine ți-ai dori să fii pe scenă? Și sigur se va întâmpla la cum merg lucrurile în viața ta. Nu mă gândesc așa. Adică nu mi-am planificat niciodată. Adică nu m-am gândit și dacă mi-am planificat, nu s-a întâmplat. Nu. Ba da, o singură dată l-am văzut pe Teodosis Pasov la un festival și atunci eu cântam în altă formulă, el în altă și mi-am zis că el aș vrea să cânt și în anul viitor S-a am fost întâmplat. invitat. Am uitat despre asta, da. Da. Am mulți artiști pe care îi admir, foarte mulți. Dar în același timp acum se întâmplă așa de multe că nu-mi doresc foarte tare altceva. Ceea ce drept mi-aș dori un proiect voce solo. Asta mă gândesc și mă... Se întâmplă asta, dar pe bucăți în Am concerturile făcut de tale. câteva ori. Nu. De exemplu, în Germania a trebuit să susțin un concert și cu o săptămână înainte l-am pregătit singură voce. A fost ceva foarte scurt, o intervenție. Îmi doresc foarte mult să ajut cu darul meu și cât se poate particip la acte de... Să Caritate. pot să ajut, nu numai să dau bucurie, ci dacă pot să ajut și să se întâmple, să se strângă niște bani și să se doneze, foarte mult îmi doresc. Și a venit într-un moment din asta și am zis, vin, dar n-aveam cu cine și de organizat nu era timp și atunci am zis, o să cânt singură. Și am pregătit, deci se poate, trebuie un pic de timp și de spațiu pentru asta. Mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Și eu mulțumesc. Mulțumesc și Mulțumesc. dumneavoastră că ați fost alături de noi. Aceasta a fost Transilvania Culturală. Toate cele bune! These are